dumneavoastră. Deci cum se vede, așa ca imagine de ansamblu, ceea ce se întâmplă în Parlamentul României față de ceea ce ar trebui să se întâmple? Adică să vedem ce fac cu banii țării până la urmă. În primul rând vă spun și eu bună ziua și vă salut aici de la Timișoara, de ziua Timișoarei, 20 decembrie, primul oraș liber din România, 1989, și sigur că dacă ne gândim acum și facem o paralelă între ce a fost în 89, în decembrie 2020, și vedem ce e în Parlament la ora actuală, cred că în loc să avansăm, în loc să mergem în sens pozitiv, mergem tot înspre negativ. Sunt convins că fiecare an cu bugetul au fost discuții și vor fi, în așa fel încât sunt convins că opoziția este datoare ca să vină cu argumente, să vină cu amendamente și să încerce să modifice sau să aducă îmbunătățiri acolo unde consideră că este necesar. Dar venim cu 8.400... Foarte general. Eu vă întreb cum anume se poate întâmpla asta, cum să facem să nu mai ajungem la circul ăsta și să ajungem la discuția concretă vis-a-vis de îngrijorările, de pildă, că nu vor fi bani suficienți în buget, asta spun unii experți, nu o spun eu că n-am de să știu, că nu vor fi destui bani în buget pentru majorările de pensii. Să nu uităm, două runde, ianuarie-septembrie. Eu sunt convins că vor fi bani pentru pensie anul viitor și PSD, PNL și clasa politică în general au o singură șansă, să se țină de promisiuni și să câștige alegerile, să meargă mai departe, sau să nu se țină de promisiune și să piardă alegerile. Argumentele care le aduce opoziția, le aduce AUR-ul, le aduce USR-ul la ora actuală, nu stau în picioare. Și suntem convinși toți că fiind un an de alegeri, nu se poate discuta de a respecta promisiunile pe care le faci. Am înțeles. Dar nu le... Dați-mi voie să merg și la domnul avocat, că mai avem puțin